Ieri, cei care au trecut pragul unui cunoscut complex comercial din Câmpul Lung au avut plăcuta surpriză de a fi servis cu bomboane de celebrul Turi Ștefan. Actorul și artistul plastic și-a sărbat ziua de naștere în stilul caracteristic printr-o expoziție de metaloplastie. Alături i-a fost și soția Mioara, cea care îl sprijină în tot ceea ce face și îi dă puterea de a crea operele de artă. Nu prea am darul ăsta vorbirii. În schimb, eu vorbesc lucrările mele în locul meu. Eu sunt fericit că atâta lume și data trecută și acum v-ați adunat aici trup și suflet, inimi. Asta este foarte important, înseamnă că mesajul meu și-a atins ținta. Asta este important, generațiile care vin după noi să se bucure de tot ce se întâmplă în orășelul nostru drag. Ai spus că am fost adoptat. Eu mă simt parcă m-aș fi născut aici. Mă înfiați, da. Deci vă mulțumesc din suflet că ați venit să vedeți amprenta sufletului meu. Eu, față de voi toți aici, martori, că sunteți martori și contemporani cu mine, vreau să-i mulțumesc soției mele, Mioara, care, în afară că este și Maria, îi mulțumesc, de fapt, nici nu știu cum să-i mulțumesc, pentru că cuvintele sunt de prisos. Eu te iubesc. Chiar dacă este adoptat de municipiul nostru, maestrul Turi Ștefan a strâns pe lângă el o mulțime de prieteni care au ținut să-l felicite și să-i ureze sănătate și viață lungă. Astăzi vernisăm o altă expoziție a lui Turi Ștefan, un maestru care este cunoscut îndeopște în Câmpul Lung, dar nu numai, și pe care domnul președinte al Cenaclului de Negulici are onoarea să vi-l prezinte. Diplomă de excelență și onoare acordată de primăria municipiului Câmpul Lung, Casa de Cultură Tudor Mușatescu și Cenaclul de Arte Plastice Ion de Negulici. Viața este un dar de la Dumnezeu, menținut prin luptă, nu pentru cele materiale, ci pentru a obține dragostea cu virtuțile ei. Astfel, moartea se va ocupa numai de cele materiale, transformându-le, iar sufletul va fi veșnic. Cei 72 de ani au o încărcătură materială, dar mai ales spirituală, care au lăsat și lasă o figură marcantă în fruntea artei, bună de lăudat, exemplu pentru generațiile ce vin. La mulți ani pentru artistul Turi Ștefan, la această zi de 14 august 2013. Iar când o parte din acești ani i-a împărțit cu soția sa Mioara, împreună au realizat și realizează lucrări frumoase de metaloplastie. La mulți ani, Turi și Mioara. Te așteptăm să pui în pomul mare al vieții. Mulți ani frumoși de muncă și credință, vigoarea și puterea tinereții, tărie în adevăr și elocință. Să aveți viață lungă în iubire, să spună Doamna culori de petale și pe frunte să aveți nim de fericire și elixirul vieții în pahare. Optimist și plin de viață ne arată zi de zi, căci cu ochii se resfață și mai are fantezii.